Pianistul, hai. dă un mi major. M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. El e generalul nostru, așa M-am hotărât

hasta dar La să fie Domnul. Ok. Prima întrebare. Cum să-mi dau seama, interpretând corect, când este vorba în Biblie de un principiu sau de o credințare? Cum se face diferența din punct de vedere biblic? Când vorbim de un principiu biblic, se referă la o chestie de mântuire, de viață și de moarte. Nu există zonă gri, cu alte cuvinte. De exemplu, mântuirea este numai prin credință și nu este prin fapte. Așa zice Biblia. Efeseni, capitolul 2, cu versetul 8 și 9, unde Biblia zice așa. Că noi suntem mântuiți nu prin fapte, ci prin credință. Și nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Spuneți-mă, să-i principiu sau încredințare? Ce este asta? Principiul de viață și moarte. Dacă cineva spune că ești mântuit și prin fapte, deja e dat în legalism. Asta înseamnă că Isus Hristos n-a făcut totul la cruce și ai anulat puterea crucii prin faptul că ai adăugat faptele tale, încredințările tale personale la jertfa lui Hristos. Așa că ești mântuit numai prin har și numai prin credință. Iar faptele vin ca o consecință a faptului că deja ești mântuit. Pentru că versetul 10, versetul 2 cu 10, continuă și zice și noi am fost grafați, zidiți în Hristos pentru faptele mai dinainte pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Deci mântuirea este prin credință. Este principiu, da sau nu? Da. Când vine vorba de încredințări, acolo zice Biblia, alea sunt chestii care nu sunt de mântuire. Chestii de ordin interior a unei biserici. De exemplu, capitolul 14 din Roman spune Biblia, unii zice că nu-i bine să mănânci carne, Alții zice, bine că poți să mănânci și carne. Alții spune, într-o zi să sărbătorești pe mine. Alții spun duminică, alții, alții marță. Deci Biblia, cine sărbătorește o zi, pentru Domnul sărbătorește. Cine nu sărbătorește, pentru Domnul nu sărbătorește. Fiecare să fie încredințat în mintea lui. Deci când nu sunt de mântuire, cred că trebuie să fim flexibili. Uitați, verghete de mântuire sau nu? Ok. Deci dacă cineva spune, dacă porți verghete, mergi în iad, Îți dai seama că asta e o erezie. E o erezie. Pentru că mântuirea mea este prin credința în jertfa lui Hristos. Amin? Dar dacă mă duc la o biserică și în credințarea lor, care nu ține de mântuire, în credințarea lor, când la noi în biserică nu avem voie să purtăm verghete, chiar am întrebat pe fratele, da? Gabi Floru ce face? O dă jos pentru că asta e în credințare. Nu vreau să rănesc cugetul fraților mei dacă nu e chestie de mântuire. Adică vreau să primească predica, nu să sunt o, oh, arogantul ăsta care are... Și dacă nu am aceeași predică, îi am și aleluia. Dacă o am, o înghețat. Ce fac atunci? O dau jos să primească cuvântul. Nu e o chestie de mântuire, e de regulament intern. E voie cu tobe sau nu e voie cu tobe? Păi, din nou, dacă biserica, în biserica aia să spune, Doamne, e ok ca la trupa de worship să fie tobe, nu e chestie de mântuire. Amin? N-am nimic. În... Dacă e într-o biserică și am trupă cu mine, și cei la noi în biserică nu-i voie cu tobe, eu ce fac? Zic, toboșarul, stai pe bancă. De ce? Pentru că nu-i chestie de mântuire. Îi vorba de încredințări personale. Deci când vine vorba de mântuire, ăsta e, e principiul. Dacă e vorba de mântuire, de viață și moarte, rai și iad, acolo nu avem voie să avem zonă gri. Dar unde există libertate? Unde există zona în care Dumnezeu te lasă să alegi? Mai ales în funcție de culturi. Între națiuni, la africani într-un fel, la noi să spui în altfel, chestii care nu țin de mântuire. Nu cred că ar trebui, nu cred că ar trebui să fim uh, judgmental, adică cu duh de critică. Da? Cred că ar trebui să avem o îngăduință. De aceea eu nu simpatizez legalismul. Îi iubesc pe legaliști, dar nu-i simpatizez. Pentru că prin asta ei anulează jertfa lui Hristos, prin faptul că adaugă la suficiența lui Hristos în regulile lor personale. Ok, dacă la tine e așa, amin, Domnul să-i dar nu fă regulă pentru toată țara. Ok? Mântuirea este prin Hristos, da sau nu? Da sau nu? Dacă vine cineva și spune, dar și până naștere de copii, deja am o problemă. Ok, eu cred, eu am șase copii. Ok, mulțumesc să-mi eu cred că copiii sunt o binecuvântare, eu cred că copiii, eu cred că copiii sunt săgeți, lăstar și așa mai departe. Dar nu poți condiționa mântuirea unei femei de naștere de copii. Pentru că dacă îi condiționezi, înseamnă că sângele lui Hristos e mai gros pentru bărbați și mai diluat pentru femei. Adică Hristos a făcut mai mult pentru bărbați, iar femeia să fie mântuită, trebuie să sufere și ea, travaliu. Nu a fost suficientă suferința lui Hristos, trebuie să sufere și ea. Și ce faci cu aia infertilă? Aia nu e mai mântuită. Ce faci cu ea care au numai fete? Că Biblia zice femeia va fi mântuită prin naștere de fi. Huios. În greacă. Chiar fi. Băieți. Masculin. Ce faci dacă are fete? Nu? E clar că femeia își va primi semnificația, împlinirea în viață, dacă dă naștere la copii care stăruie în credință și primește semnificația, că pruncei rămân lângă Dumnezeu și nu vor ajunge în iad. Dar dacă spui, iei textul ăla, rup din context, care nu se vorbește de mântuire cu de copii, și o pui ca și cum ar fi în roman, unde e mântuire numai și numai prin jertfa lui Hristos. Hristos a făcut totul, nu mai poți să adăuga nimic. Și începi tu să interpretezi și să resucești ca așa pe la, în, 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 zona noastră, atunci fratele din zona ta trebuie să se supună unei scripturi care e mai veche ca el și să credem în principiul Scripturii și da, poți să faci 20 de copii, nicio problemă, Domnul să bine va avea răsplată mai mare, probabil, dar, când vorbim de mântuire, mântuirea trebuie să fie alb-negru. Amin? Amin. Mm, nu înțeleg. Există o pretenie într un băiat și o fată, doar o simplă prietenie, probabil ai vrut să amiciție. Adică amiciție, ce faci, îmi dai tema asta, dar da, dacă e prietenie, e prietenie, adică sunt implicate și sentimente. Deci, poți să fie acum, depinde ce vrei să înțelegi prin prietenie. Prietenie într-un băiat normal, că ești prieten cu din clasa ta. Dar dacă sunt implicate sentimente, acolo deja vorbim despre altceva. Deci atunci nu e o simplă prietenie, atunci e mai mult. Nu știu ce vreau să zici cu asta. Este botezul cu Duhul Sfânt necesar ca să ajungi în Rai? Nu. Nu este necesar. Frate <coughs> Gabi Florus, tu ești botezat cu Duhul Sfânt? Da. Din clasa 10 a vorbesc în limbi? Da. Și aici ai vorbit în limbi? Da. Și în avion? Da. Bun. Deci, noi credem că darul ăsta este activ până la răpire. Amin? Biblia zice, 1 Corinteni 1 cu 7, voi nu duceți lipsă de niciun fel de dar dovnicesc spune când până la arătarea venirii lui Hristos. Așa că toate darurile până la arătarea venirii lui Hristos sunt active în biserică. Credem în proci? Da. Bun. Atunci, dacă mântuirea mea este numai prin credință, eu nu pot să dau. Ai Duhul Sfânt în tine dacă nu vorbești în alte limbi? Răspunsul este da. De ce? Cine are pe Fiul are viața. Poți să-L ai pe Iisus Hristos și să nu-L ai pe Duhul Sfânt? Poți? Nu poți. De ce? Pentru că Duhul Sfânt te-a convins de păcat. Păi nu a putut Duhul Sfânt să te convingă de păcat, să iasă afară și să-L înapoi să vorbească în limbi. Cei trei sunt una. Când îl ai pe Isus Hristos, o veni și Duhul Sfânt. Amin? Noi vom veni la El, Ioan 14 cu 23. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El, dacă mă iubește cineva. Îl iubești pe Isus. noi, Sfânta Trinitate, te locuiește. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Așa că mântuirea ta este numai prin jertfa lui Isus Hristos. Slăvi să fie Domnul. Galaten 2 cu 16. Așa cum omul este socotine prihănit numai prin credința în Jertfa lui Hristos. Bun, bun, dar botezul cu Duhul Sfânt, ok? Noi credem în botezul cu Duhul Sfânt, dar botezul cu Duhul Sfânt nu ți este dat pentru mântuire, ci pentru împuternicire. Nu este o condiție a mântuirii, ci este o consecință a faptului că deja ești copil al lui Dumnezeu. Face să ce spun. Vreau să fiți mai vocali. Face să ce spun. Repet, Botezul cu Duhul Sfânt nu mi-este dat ca să ajung în cer pentru mântuire. Botezul cu Duhul Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt nu mi-e dat pentru mântuire, ci pentru împuternicire, pentru slujire mai eficientă. Și veți primi o putere să fiți martori, martiros pentru slujire. Ok? Pentru mântuire e credința în al Hristos. Prin asta ce vrei să spui, Gabi? Prin asta eu spun, stăruiți. Rugați-vă, Domnul, să vă umple cu Duhul Sfânt. Dar nu condiționa mântuirea de vorbirea în alte limbi. Botezul cu Sfânt este o consecință, nu o condiție a mântuirii. La alea vă răspunde păstorul bisericii. Ce credeți despre sală? Vă uitați pe net cum trebuie să fie îmbrăcați bă, bărbatul și femeia. Vă uitați în uh, 1 Timotei, capitolul 1, cu sfială, zice Biblia. Ok, hai să trecem la chestii mai serioase, mai doctrinare, nu chestii de sală și de îmbrăcăminte, că văd că sunteți îmbrăcați tăchi de decente bine. Ok, de ce a temat Iisus Hristos smochinul dacă nu era vremea lui. Eu cred că Isus Hristos n-a avut nimic de a face cu smochinul în sine, pentru că smokinul nu este moral, responsabil. Cred că Isus Hristos a blestemat smochinul acela să ne dea o lecție spirituală, pentru că smochinul este simbolul lui Israel. Cu alte cuvinte, Israele, am așteptat să aduci o roadă. Atâtea mii de ani ți-am trimis proroci. Eu acum trebuie să merg la cruce și ți a vorbit Dumnezeu și prin fiul. Și acum tu ai epuizat harul lui Dumnezeu. Și acum pentru tine, Israel, nu va rămâne altceva decât să rămâi cum? Uscat. De aceea Dumnezeu a blestemat mochinul, pentru că era simbolul lui Israel să arate că asta va fi condiția lui Israel. O perioadă până când Israelul se va întoarce înapoi. Și așa cum Israelul a fost numai cu frunze și fără roadă, așa era Israelul în sine. Pe din afară, sărbători, sărbători, frunze, frunze, că era sărbătoarea aceea mare a Paștelui. Și pe interior, fără roadă, exact asta era exterior numai jubileuri și numai bucurie falsă și în interior n-avea roadă. Și zice Domnul, tu ești ăsta Israele. Și de aceea Dumnezeu a blestemat. Există teologi care spun că exista și uh, în vremea aceea când Isus Hristos a blestemat, trebuia să aducă primul rod, rodul ăla chiar de început. Nu era sezonul în plină, în plină desfășurare, dar trebuia să fie rodul la cât de cât, fizic vorbind. Și nu l-a avut nici acela. Dar dincolo de asta, cred că este o lecție spirituală pentru noi să ne rate condiția poporului Israel. Ok, cum să-ți întărești chemarea? Uite cum să ne întărim. 2 Petru. Versetul 1, verset, 2 Petru, capitolul 1, versetul 5. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cunoștința, cele opt lucruri. Cu cunoștința, înfrânarea, înfrânarea, răbdarea, răbdare, evlavia, cu evlavia, dragostea de frați. Și acum ascultați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. Versetul 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Care lucru să-ți marea? Leagă credința cu fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea. Ia cele opt elemente și îți vei întări chemarea. E păcat să fii milionar, pocăit, nu-i păcat. Am o zici cineva? <răzări> și mie sunt de atunci 10% să fac evanghelizări <răzări> pe stadioane. <răzări> nu-i păcat. Uitați-vă că în Sfânta Scriptură oamenii de Dumnezeu au fost bogați. Avram, să, Iacob, Iov. Cum? Solomon, da? Deci Dumnezeu a avut oameni și bogați. Problema nu e să ai bani, problema e să nu te aibă bani pe tine. Amin? Hai, hai să mai dărâmăm aici un mit. Zice, banii n-aduc fericirea, frate. Să nu credeți asta. O întrețin, zice alții. Banii aduc fericirea. Dacă banii nu-ți aduc fericirea, de la vecinul tău. Hai, dă dacă nu-ți aduc fericirea. Banii aduc. și îți în Biblie lucrul ăsta. Sigur că banii n-aduc fericirea aia a mântuirii, bucuria a mântuirii pe care numai sângele Domnului o dă, da? Deci bucuria a mântuirii, asta nu poate da banii. Dar Dumnezeu ne dă bani ca să avem o fericire vremelnică. Uitați ce zice Biblia. 1 Timotei, capitolul 6, zice Biblia așa, versetul 17. Îndeamnă pe milionarii sau pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe, să nu-și pună nădejdea în niște bogății statornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de el. De ce s Dumnezeu toate din belșug? De ce? Nu, că banii n-am fericirea. Pă, să te bucuri, mă. De da, -aia da. -aia. Când ești minus 20 de grade afară și tu ești într-o mașină cu căldură în scaun, nu te bucuri. Nu, banii n au fericirea. Păi ce ți-ai luat Audi ăla sau Mersanul ăla? Nu pe bani. Păi dar nu-ți nu dă Dumnezeu lucruri de... ca să te bucuri de ele. Sigur că nu-ți aduce bucuria aia salvării sufletului. Dar să aduce, hai să nu fim ipocriți. Banii îți aduc fericirea asta cu care poți să ai un confort, să-ți plătești, să nu fii stresat, să-ți plătești datoriile și cheltuierile. Amin? Amin. Hai să nu fim ipocriți. Bun. No, nu am multe, de schimbați. Este religia pendicostală biblică, da. Păi dacă n-ar fi, eu n-aș fi pendicostal. Eu sunt pendicostal din convingere, nu din naștere numai. Da? Eu cred că e cea mai apropiată de Noul Testament. a avut, a avut Iisus Hristos aceeași înțelepciune la 12 ani cum a avut-o la 30 de ani? Nu. Nu. Luca 2 cu 52 spune Biblia așa, că Iisus Hristos zice stare. Luca 2 cu Că Iisus Hristos creștea în înțelepciune și în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ce făcea Iisus Hristos? creștea. Sigur, el era Dumnezeu pe deplin și om pe deplin. Dar el de multe ori și-a limitat atributele Dumnezeirii ca să ne înțeleagă pe noi. Și de când îi vine așa? Păi nu știai? Ba da, știu. A tot știutor și în momentul ăsta, dar aleg să nu exercit atributul acela. De aceea Iisus Hristos o trebuie să meargă la sinagogă, să citească Biblia. Și ce făcea? Creștea în înțelepciune. Și dacă Iisus Hristos creștea în înțelepciune, eu cred că și noi, dragi cu atât mai mult. Trebuie să stăm cu Scriptura și ce să facem? să creștem. Nu vorbim de latura divină în care Isus Hristos este neschimbat și era pe deplin om, da? pe deplin și pe deplin Dumnezeu, latura divină. Dar, cu siguranță că la 30 de ani de zile, așa zice Biblia în Evrei, capitolul 5, zice Biblia așa, uh, versetul 8 și 9. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Auzi? Și după ce a fost făcut desăvârșit, păi n-a fost desăvârșit, ba da, ca Dumnezeu a fost. După ce a fost făcut, adică după ce s-a maturizat, ăsta este sensul acolo, da? S-a făcut, făcut pentru toți cei ce-l ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice. Deci cred că Isus Hristos, ca om, la 30 de ani, sigur era mai matur și din punct de vedere biblic, creștea în înțelepciune, da? decât era la 12 ani de zile. Ai voie să ai tatuaje? Nu. De ce să ai tatuaje? Hai să vă spun de ce să nu ai tatuaje. M-a întrebat o fată la școală, domn profesor, domn profesor, domn profesor, dacă îmi fac un chiasol sol aici, e păcat, mă duc în ea sau nu? Eu nu zic în Berina dacă ți-ai făcut un chiasol. sol. problema e următoarea. Tu o să vii să cânți în față și o să ridici mâine. Sau o să, ai, o să fie 30 de grade afară și o să ai mânecă scurtă. Și o să vadă sora Viorica Mărie, o să vadă tatuajul tău. Și tu ai o voce de privighetoare și nu mai poate să primească cântarea aia. De ce? Pentru că ți-o văzut tatuajul și zice Biblia, nu voi mânca carne niciodată, nu voi bea vin niciodată decât să fii o pricină de potignire pentru fratele și pentru sora mea. Așa că de dragul cugetului bisericii pentru care Hristos a murit, n-ai voie să porți tatuajul ăla. Eu nu zic că meri în ea, că ți-ai scris Ioan 3 cu 16. Dar de ce să-l faci ca să ofensezi tu unei congregații întregi? Atunci ce fac? Mai bine nu-l pun acolo. De ce? Să fie primită cântarea mea. Amin? Amin? Trebuie să avem înțelepciune că nu ești singur. E viața mea, nu e viața ta personală, ești publică. Ești aici împreună cu trupul lui Hristos și depinde mădulare unii altora. Așa. Credeți că Dumnezeu poate... Mergem la astea mai... Așa mai biblice. Credeți că Dumnezeu poate ierta păcatele făcute cu cunoștință, conștiință? Eu zic că cele mai multe păcate le facem cu voia. Hai să fim serioși. Cine spune mie că după ce s-o pocăi, el nu a păcătuit cu voia, la minte. Deci, este un verset care pe mulți oameni a băgat așa într-o depresie spirituală, versetul din Evrei, capitolul 10. Ai păcătuit cu voia, nu mai este iertare. Vreau să ascultați Evrei 10, cu versetul 26. Căci dacă păcătuim cu voia, auzi, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jerfă pentru păcate. Nu. No. Vreau să te întreb, ai mințit vreodată după ce te-ai păcătuit, așa, dar că ai mințit? Te-ai la ceva și știu că nu-i bine. Cu voia, mă refer. Deci dacă ar fi să luăm versetul ăsta, toți suntem pierduți pentru totdeauna. Vă spun la ce se refer versetul ăsta. Când zice Biblia, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, suntem mântuiți prin jertfa lui Hristos, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Și vă rog să ascultați la ce se referă versetul acesta. Epistola este scrisă cu evreilor. Deci contextul luăm prima dată. Cu e scris evreilor. Evrei care au renunțat la legea lui Moise și l-au primit pe Hristos. Și au zis, avem, avem un legământ mai bun, avem o jertfă mai bună, avem un mântuitor mai bun, sunt sub Hristos, gata cu Moise. Deci am o jertfă mai bună. Nu mai aduc jertfe la templu. Și acum zice Biblia, Datorită faptului că l-au primit pe Iisus Hristos și au renunțat la legea lui Moise, la jefele mozaice, la miei, la așa mai departe, au primit persecuție. Și Biblia spune în capitolul 9 și 10 că unii au fost, li s-au luat averile, alții au mers în pușcărie. E de care zicea, hai că încerc să împac și capra și varza. O, Iisus Hristos, da, e o mai bună, da, a renunțat la Moise. Și ce făceau? De frica persecuției, să nu fie persecutați. Ei ziceau, Iisus e jertfa cea mai bună, dar mă duc și mai aduc și lui Moise să nu mi se ia averile. Și atunci zice Biblia așa, dacă tu ai ajuns la cunoștința faptului că numai Iisus Hristos e singura jertfă care mântuie și tu vii cu voia și adaugi ceva ce știi că nu mai funcționează și de frică tu mergi la legea lui Moise, tu prin faptul că te duci înapoi la legea lui Moise știi că asta nu mântuie și adaugi la jertfa lui Hristos pe Moise, tu anulezi puterea crucii și nu mai rămâne nicio jertfă. Nici jertfa lui Hristos nu te mântuie pentru că ai adăugat și nici jertfa lui Moise nu te mai poate mântui, că tu știi că oricum nu te mântuie. Așa că ți-ai tăiat singur craca de sub picioare. Nu mai rămâne nicio jertfă. Nici jertfa lui Isus, pentru că ai adăugat și știi că nu funcționează pe Moise, și nu mai rămâne nici jertfa lui Moise, pentru că știi că în inima ta numai Hristos. Dar tu nu mai crezi în Isus. Tu crești în Moise. Și nu mai rămâne nicio jertfă. De aia nu mai este iertare, zice Biblia. Că nu te mai poate ierta nici Hristos, nici Moise. Face să ce spun. Hm? Atunci ce înseamnă? Să păcătuim atunci să mulțească harul? Nici de cum. Prin asta dăm voie la păcat cu voia. Ferească Dumnezeu. Dar dacă s-a întâmplat, avem la Tatăl un mijlocitor pe Isus Hristos. Ce asta să fie liberare, pentru că sunt mulți băieți sfinți, evlavioși, fete evlavioase, care trăiesc într-o introspecție continuă. Vreau să fiu pur. Eu am păcătuit cu voia acum. Eu nu știu păcat. Eu nu mai. Iert. Degeaba, mă rog, degeaba. ascultă asta, asta este o, o, o cursă satanică cu versetul acesta. Da, suntem împotriva păcatului. Trebuie să ne, ținem sfinți pentru Dumnezeu. Dar dacă s-a întâmplat cu voi, ascultă-mă, sânge Domnul te curăță de orice păcat. Și dacă suntem sinceri, peste 90% din păcatele care le facem, doar nu suntem handicapați, nu? Le facem cum? Cu voia. Nu știi că ai nu știi ce ai semnat? Asta înseamnă să păcătuim atunci? Nu! Dar vreau să spun că există iertare. Amin. Amin. Cum trebuie să fii un lider de tineret biblic? Biblic. Tit, capitolul 2, versetul 7. dă pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Iar în învățătură dă de o vadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur. Ca potrivnicul să rămână de rușină și să nu poată spune nimic rău de noi. Amin? Ok? Nu mă întrebați de prietenii și de din asa, oricum nu vă ajut, deja vă, spun că tot acolo sunteți. Uite, întrebare din Biblie, nu bludi blugi și nu știu ce. Cum îmi pot da seama dacă lucrare de la Domnul cu privire la mine? Sau la viitorul meu? Ok. Întrebare. Credem că există darul profetic astăzi în biserică, da sau nu? Amin. Repet, 1 Corinteni 1 cu 7 este în contextul darurilor. 1 Corinteni este cartea darurilor spirituale. Voi nu duceți lipsă de niciun fel de dar, domnice, până când? Până la arătarea venirii lui Iisus Hristos. Bun. Cum știu că cu lucrarea lucrare de la Domnul sau nu? Ok, eu zic că sunt câteva metode. 1. Lucrarea aceea trebuie să fie conformă cu Scriptura. Care este cea mai mare procie? Biblia. Deci nu poate Dumnezeu să spună urăți despărțirea în căsătorie și să vină un proroc. Domnul mi-a arătat să-l pe nevastă dar că te pregătește pentru lucrare mare și îți dă un ajutor potrivit el nu-i potrivită pentru lucrarea mare. Dau un exemplu. Și-or fost de asta. Și ce să spui? ce satano. De ce? Pentru că Dumnezeu nu poate să spună una în Biblie, așa ai? de despărțirea și prin proroc să spună ceva contrar Sfintelor Scripturi. Amin? Deci, verifici cu ce? cu Sfânta Scriptură. 1. 2. Îi cunoști după rodă. Păi bă, dacă la la lucru te fură de la locul de muncă, bă, tăt, și vine biserică și împrocește, spune are la autoritate morală și spirituală să-i să, să cred lucrarea, da sau nu? Poate un măr să aducă smochine. Nu, așa -i? Și atunci zic, bă, nu-l pot crede. Nu-l pot crede. 3. Dar frate, nu știu viața. Și frate, cu privire la viitor și n-am cum să verific poate acum. Cum știu atunci? That's a very good question. Și vreau să fiți atenți. Noi, penticostalii, tăcere în în alte linii și prorocia. Nu e rău cu privire la asta. Dar câți penticostali ați auzit să ceară darul deosebirii duhurilor? Cum se manifestă darul deosebirii duhurilor? Un om care are darul deosebirii duhurilor, în mod special cred că păstorii trebuie să-l aibă, trebuie să cunoască, omul ăla trebuie să cunoască bine Biblia. Deci asta e clar, trebuie să cunoască bine Biblia. Când aude să, 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 vadă linia roșie, invizibilă, de care au trecut prorocul. Și vă spun, darul deosebire Duhul de se manifestă așa. Când cineva procește, clasa, clasa, ca la școală, vă zic, ți se întărâte Duhul. Auzi că procește, nu, n-ai pace. poți să tacă, că dacă nu mă ridic eu, Doamne. Să... Deci simți, simți în Duhul tău, așa -i? Și biserica Domnului, simți în Duhul. Nu-i nu bine mă ceva aici, așa? -i? Dragi tineri, să ne rugăm pentru dară duhurilor. Amin. Amin? Amin. Cum îmi pot da seama de chemare pe care o are Domnul pentru viața ta? Simplu, ca și ieremia. Există un foc în oasele mele, vreau să-l sting, dar nu pot. Când e ceva pus de Dumnezeu și dacă vrei, pur și simplu, e acolo focul, dorința aceea aprinsă în care pur și simplu știi că știi că Domnul te-a la asta. Amin? Eu cred că Domnul m-a chemat la predicare. Eu vin direct de la avion. Un pic m-am stat, am mâncat și am venit repede. Eu mă simt ca rața în apă. Adică în elementul meu. Și de oră jumătate în picioare și nu mă simt obosit. E darul Dumnezeu. Nu mi-a trebuit nimic mie. Deci e darul meu. Dar nu mă pune pe mine să fac, de exemplu, programări și uh, birocrații, cu hârtie, cu din alea, că mă enervez. Sunt <laughs> oameni care au darul de conducere, de administrație, de... Eu nu le am cu astea, nu. Le am așa pentru mine și familia mea, dar nu. Eu, darul specific. Și ăla, dar specific predicare. predicarea? Și de unde știi că e chemarea ta? Nu trebuie să știi numai tu, trebuie să vadă și alții. Dacă numai tu știi că ai darul de a cânta sau de a predica, și biserica azi zice, doamne, fără să tacă, doamne, că vine ploaie, e clar că n-ai darul ăla. Pentru că darul trebuie să aducă zidire, sfăture și îmbărbătare. Amin? Amin? Deci dacă numai tu știi asta, e problemă. Bun. Ce să faci când vrei să slujești și alții îi spun bețe în roate? Înseamnă că e semn că trebuie să slujești. Cum definește Biblia succesul? Eu sunt un cu opt. Vă spun cum sună și în engleză. E chiar așa. Eu sunt un cu opt. Cartea aceasta lege să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Și atunci vei lucra cu înțelepciune și vei izbândi în toate lucrările tale. În engleză zice, and you will have a good success vei izbândi, vei avea un succes bun. Când? Succesul biblic. Urmezi cartea aceasta a legii. Amin? Te ții de poruncile lui Dumnezeu, vei avea un succes biblic și binecuvântat. Ai voie să faci mușchi. Da, mai ales la creier. Să citești mult. Să-ți dezvolți creierii. Să nu stăm tătăzoa păriluri, că ne îndobit o cim. Dezvoltă-ți creierii. Amin? Dacă ai picat în curvie ca păstor, mai poți sluji în chemarea asta de păstor? Eu cred că nu mai poți. Cred că poți să fii reabilitat, să fii mântuit, dar cred că ți-ai pierdut autoritatea spirituală și morală de a exercita autoritatea asupra bisericii. Cred că ești mântuit, cred că poți să vorbești cu oamenii în parc, la locul de muncă, dar cred că e un păcat care te-a descalificat nu de mântuire dacă te pocăiești, ci slujire. Pentru că episcopul trebuie să fie integru, vrednic de cinste și ai o listă mare. Și cred că lucrul ăsta e descalificat. Are diavolul putere să se ducă îngerii și să se răzvătrească împotriva lui Dumnezeu? Sigur că da. O treime din îngeri s-a răzvătit, nu? Și diavolul când a căzut nu și-a pierdut înțelepciunea, ci și-a pervertit-o. De asta e șarpele cel vechi. Deci diavolul nu și-a pierdut înțelepciunea, ci și-a pervertit-o și-a început să coase întrebări. Oare chiar a zis Dumnezeu? Nu, Dumnezeu te minți și o seduc și pe oameni. E un duh de seducție a diavolului. De aceea Biblia ne-a fost dată să ne devrăjească mințile. Când vin tot felul de ispitești și ne coace mintea cu tot felul de... Nu are așa. Ce fac? Mă duc repede și îmi spăl mintea cum? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Biblia devrăjește mintea. Și atunci zic, niște voievozi mă seduc, vor să mă seducă. Niște voievozi mă prigonesc, dar inima mea nu tremură la seducțiile celui rău. Și inima mea tremură de cuvântul tău. Amin? Amin? Cum să devii mental mai stabil? Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Auzi? Hai să vă arăt un verset. Așa. Psalm 111, versetul 10. Dacă puteți și să puneți băieți. Las, mulțumim. Psalm 111, cu versetul 10. Ca să vadă că vorbesc din Biblie. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Și acum ascultați. Toți cei ce o păzesc au o minte stabilă. Sănătoasă. Amin? Cred că o pleca băiatul de la stație. Da? Frica de Domn. Și atunci ce să fac? Ascultați ce zice Biblia în Corinteni. 1 Corinteni, mai tare probabil ca versetul ăsta. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 16. Deci Biblia așa. Noi avem gândul lui Hristos. În engleză zice, we have the mind of Christ. Noi avem mintea lui Hristos. Și cum pot să o am? citește patru Evanghelii. Ce au zis despre Pofte ce-o despre limbă, ce-o zic despre uh, bani, ce-o despre uh, sexualitate, despre căsătorie. Și ce fac? Iau mintea lui Hristos, așa -i? Și atunci devin cum? Ca și Hristos. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Este mântuit soțul prin soție cum ar veni? Nu. Nu. Deci ce este versetul ăsta în 1 Corinteni, capitolul 7? unde Biblia spune că bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă. Și copiii la fel sunt sfinți. Ce înseamnă? Că dacă mama e pocăită, pruncii poate să trăiască în păcate și în discoteci, că îi sfinți, sfințiți prin mama și soțul, poate să fie bețiv. Că soțul necredincios e sfințită prin soție. Înseamnă că mântuirea e colectivă? Nu. Adică noi credem că vom fi mame în ceru și copii în ea, invers, nu? Și asta la ce se referă? Înseamnă următorul lucru. Când spune Biblia că soțul necredincios este sfințit prin soție, înseamnă că este expus la Sfințenia lui Hristos din viața soției. Și atunci îți câștigi soțul fără cuvinte prin comportamentul tău, cum spune Petru. Amin? Deci copiii sunt sfințiți, ăsta e sensul original, îți expuși la Sfințenia. Mijlocul harului mai mare la un om. Nemântuit care are o soție pocăită pentru că îi vede purtarea și e expus la sfințenia lui Hristos prin viața ei. Astfel, că și el poate să ajungă cu atât mai repede să fie mântuit. Amin? Nici de cum să credem că pruncii poate să fie cei mai mari bețivi și îi ajung în rai. Asta ar, fi, asta ar fi nu. Asta nu e încredințare, asta, asta e principiul, așa? asta este exclus. Cain a spus, cine mă va găsi, mă va omorâ. Erau în acel moment doar trei persoane pe pământ. Da, de unde? De cine era frică și fugea? Biblia, cartea, scripturii, este o revelație, o descoperire, o descoperire și selectivă și progresivă. Adică Dumnezeu nu ne-a dat toată istoria lui Israel aici. Dumnezeu ne-a dat-o așa pe partiții. Da? Adam și Eva au avut fii și fiice. Și Dumnezeu o tăia numai episodul ăla din Cain și Abel. Dar până atunci, cu siguranță, erau oameni pe pământ. De exemplu, între ultimul verset din Geneza și uh, Exod capitolul 1, versetul 7, de șapte versete diferență, sunt 200 de ani de tăcere, în care nu știm ce a fost. Adică Dumnezeu nu ne dă toate lucrurile într-un loc. să citesc? Când spune în Geneza că a luat coasta din om și a făcut femeia, se referă cumva că a luat organul... <coughs> nu. 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 Nu știu cum să poate gândi Da? Cred că s-a la multe filme. Augustin spunea că Dumnezeu a luat-o pe Eva din coasta lui Adam și n-a luat-o din călcâi să nu-i fie preș la Adam. Și n-a luat-o din cap să nu-i se suie în cap. Și a luat-o de aici, de lângă inimă, să-i fie egală și să o protejeze. Amin? Și nu uitați, Adam și-a câștigat soția fără să facă nimic. A adormit și când s-a trezit, o zis, woman, woman i -a numele. Ea va fi woman, femeie. Așa, de acolo vine cuvântul în engleză. ok? Woman, woman. Oh, femeie, bun. Deci ce loc o pe Adam? Nimic. Un somn și-o câștigat-o pe Eva. La 4.000 de ani distanță vine Hristos al doilea Adam și și el vrea să-și câștige o soție, o nevastă. Și și-o câștigă tot dintr-o coastă. Însă o coastă împunsă de soluția romană, prin sânge. Și noi bărbații suntem nu urmașii lui Adam întâi, ci urmașii lui Adam al doilea și să ne iubim soția ca și Hristos, biserica, să fim gata să murim dacă e cazul pentru ea. Amin? Cum poate un cuplu să pășească împreună când doar o, numai o parte se luptă cu adevărat pentru a rămâne lângă Hristos? Foarte greu. Și totuși soluția nu e divorțul. Foarte greu. Trebuie rugăciune, trebuie luptă. Trebuie luptă. E adevărat cartea lui Enoch? Nu. Eu cred că cartea lui Enoch nu e inspirată de Duhul Sfânt decât ceea ce avem în Sfânta Scriptură în Iuda. Și pentru ei a prorocit Enoch al șaptelea patriar de la Adam, și a zis, iată că vine Domnul cu zecile mii de lui de Sfinți să facă o judecată împotriva tuturor. Da, deci versetul acela care e luat din cartea nou, cred că e inspirat pentru că este parte din canonul Sfântului Scripturi. E citat de fratele lui Iisus Hristos și îl am în canonul Scripturii, în cele 66 de cărți. Restul, povești. Da? Deci noi nu credem în cărțile apocrife. Apocrife, de exemplu, să vă spun, Evanghelia după Toma, dacă ați auzit, spune așa, în cer nu vor intra decât bărbați, iar femeile să ajungă băr să ajung în cer trebuie să se prefacă în bărbați. Nu. Putea să fie asta scrisă de Toma? Niciodată. Toma a murit misionar în India și omul, prin omul ăsta s-a întors și bărbați și femei. E clar că eu nu putut. Cineva, secta ca se spune că ce a făcut? A luat uh, uh, penița și a început să scrie și să asemna cu Tupeu, apostolul Toma. Da? Și sunt multe, Evanghelia după Iuda, și așa mai departe. Maria Magdalena, că Iisus ar fi fost căsătorit și rasă royală și tare Mizerii, da? Și atunci, când te uiți la toate astea și vezi că nu corespunde cu originalul, spunem, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Care? Ceea ce avem aici. Amin? Amin. Poți să o citesc așa, pentru tine, cultură generală, dar nu pune pe picior de egalitate cu Scriptura. Ah. cum să procedezi în situația în care eu vreau să fac brad de Crăciun și soțul contra să fac, să nu faci <răzări> A ce vrei să ai război de Crăciun? <răzări> nu? nu vrei pace în familie? eu cred că e pacea mai importantă, sau vorbești convingi dacă vrei <răzări> zici că e un telefon iPhone 16 și poate te la... <răzări> da? Biblia ce uitați, asta e o chestie de încredințare Scrie în Biblie că e păcat sau nu să faci pom de Crăciun? Nu scrie în Biblie. Da? Și atunci, ce faci? Dacă e o chestie de încredințare, nu-i de mântuire, atunci poți să o lași în zona gri. Ok, dragă, dacă tu nu vrei, ok, nu facem. Da? Dacă ți-ar spune, uh, hai să bem împreună, când zice Biblia, afară să bețivii, atunci e o chestie de principiu, nu? Acolo nu te mai joci. Dacă e o chestie să mergem în oraș asta sau să mergem mâine, să facem pom de Crăciun sau să nu facem pom de Crăciun. Atunci cred că acolo e vorba de încredințare personală. Domnul să vă binecuvânteze, să vă întărească în continuare și mulțumesc că ați rămas până ora asta. Amin.